În Baia de Aramă, nordul Mehedințiului, într-o zonă de munte, portul și cântecul popular sunt ținute la loc de cinste. Ion Dumitrașcu, un mare rapsod și colecționar, a strâns într-un apartament cu două camere peste 200 de costume populare. Ține, Doamne, luna sus, să mă văd la mândra dus, să nu-mi intri lună în ceață, să văd pe mândra pe brață. În această zestre am găsit și costume de bărbat, costumele bunicului meu, probabil și ale unui unchi, și costumele lui tata, pe care eu le-am ținut, pentru că, fiind angrenat în munca asta culturală, eu am conștientizat valoarea lor. Unele piese au peste 100 de ani, sunt moștenire de la străbuni. Rapsodul nostru, în zi de sărbătoare, își face timp să mai caute prin lada de zestre amintiri desprinse parcă dintr-o altă lume. Astea au fost făcute, eu știu, la îndemnul reginei Maria. Dacă ați văzut prin cărțile noastre de istorie și prin revistele de altă dată, regina Maria chiar purta acest model. Și el s-a răspândit în tot regatul României, de la noi de aici, din Mehedinți, și până la Dorohoi, în nordul Moldovei. Costumele populare lucrate pe vremuri au ceva aparte, au ajuns în toată lumea și au dus cu ele dibăcia și răbdarea femeilor ce le-au țesut. Despre ele se spune că au așezat pe pânza albă ca laptele frumuseții ale cerului, au pus pe ei și marame creasta cocoșului care le trezea dimineața, scara pe care se urcau în podul cu fân, florile sau stelele. Era o cochetărie deosebită. Au, și mai ales acum de Paști. Era ceva care mă întrece imaginația. Ce vă amintiți? Păi, în primul rând, se lucra pe furiș. Ca să nu vadă vecina ce model am eu sau? Nu, nu. Se lucra pe furiș numai în seara de Paști sau marți după Paști. Atunci se vedeau aceste lucruri frumoase la hora satului și fiecare își etala tot ce lucrase peste an. Un material mai amplu despre Ion Dumitrașcu și colecția de costume populare puteți urmări în prima zi de Paști la RTS.